Vrei tu? Credeai că este clickbait, nu-i așa? Ei bine, vreau să te anunț că... nu prea este clickbait. Așa că bine v-am găsit la un nou episod din seara noastră de Minecraft Hide and Seek. Puteți să considerați acest episod un episod bonus, pentru că eu de obicei postez câte un episod pe zi, dar am zis acum să postez două pentru că am un anunț să vă fac, și anume că mi-am pus ochelar, da. Probabil arăt ca un tocilar sau ca un... ca un pepene sau ca un bostan sau ca un dovleac sau ca orice altceva. Deci aștept secțiunea de comentarii plină. Nu, fraților, eu cel puțin arăt badass cu acești ochelari, nu-i așa? În fine, da, probabil mulți vă întrebați de ce mi-am pus ochelari. E bine, pentru corecție, pentru... na, pentru corecție, atâta tot. Bun. Haideți să ne deghizăm ca un Anvil, nu uitați să dați un like la acest episod, fraților, o să strângem cât mai multe like-uri. Dacă am strânge 500 de like-uri, 1000 de like-uri, aș fi super genial, aș fi super genial, doamne, aș fi super fericit. Pentru că, na, până la urmă postăm și doi... ce am făcut, șefule, mi-am dat... a, cream că mi-am dat disconnect. Mamă, sunt seeker, mâncava-și gura voastră, fiți gata, fraților, că sunt mare seeker aici, fiți atenți. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, arăt... n-ar rău cu ochelarii, nu-i așa? Adică, bă, na, acum ce să fac? Da, nu, mie chiar îmi place, nici n-am refuzat să-i por, bine, nici n-aveam încotro... a fost chiar inițiativa mea și chiar îmi place, adică, na, conven sponsor mi sau ceva de genul. Habar n-am, hai să-i dăm drumul, fraților, hai să-i... ia o tălpă asta, mâncați-și gura ta, ce faci, șefule? Ce faci, șefu? Alo, unde pleci? Bun, nu uitați să dați un like la acest episod, băi, ia o-l și pe ăsta. Am înțeles și pe ăsta, bă, ești nebun, dar ce faci, ce faci ascunsul toți aici? Uite ce e aici, petrecerea blocurilor sau că n-am înțeles, că stați așa că am început în forță, dacă mă înțelegeți. Da. Bun, hai să continuăm, fraților. Deci, da, nu uitați de like, stați să dau și eu așa, poate dacă dau așa mă ajută cu ceva. Bă, eu am mai multe PPS-uri, adică am 100, dar gen nu prea ajută videoclipul, știi? Adică gen aș vrea să ajute și videoclipul, ca așa dacă îl pun. Tot ce ai zice, am, dar mâncați și gura ta, amin. Zici că am 20. Bun, în fine, probabil e de la Spotify. Spotify-ul mănâncă 50% din procesor. Cum? Nu mă întrebați, ok? Pentru că nici măcar nu o să vă răspund, pentru că n-am niciun fel de răspuns, dacă e să o luăm logic. Hai să căutăm ăștia. Iau-te-l pe ăla. Iau-te-l! Șoarpe, unde pleci? Ia vino, mă, mâncați aici gura ta. Ia uite-l, mă, ce fuge. Bă, șefu, stai cu minte, stai, stai. Alo, 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 alo. Alo, boss, boss, stai așa. Stai, stai, bă, unde? De ce fugi, mă, de mine? Ia-te cum a... bă, ești nebun, cum... ia-te-l și pe ăsta. Bă, dar ce faceți, mă? Ce faci? Bă, ești prost ăștia. Bă, și tu? Bă, what the fuck, de ce toate blocurile... bă, bă, ia uite pe ăștia, mâncava-și gura voastră. Păi, trei varnă vouă. Ia veniți, mamă, mâncați-și gura ta, dacă n-are blocul chilavra, să-mi spui tu mie. Bă, dar ce e asta, mă, reuniunea blocurilor, sau că n-am înțeles acum. Ia uite-l pe ăsta. Bă, șefule, ia uite-i pe ăștia, bă, mâncați-și gura ta. Ce e asta? Bă, dude, what the fuck? Fac! Nu, că merg și le dau așa, câte o sabie. Ok? Câte o sabiuță pe zi. Ok? Ia uite, ia uite, mă, ia uite-l, mă. Băi, frate, cum mă să te ascunzi acolo cu toți șerpii aia, mă? Deci asta nu înțeleg eu, frate. Deci asta nu înțeleg eu. Și haideți să mai vorbim puțin despre acest subiect, pentru că, na, despre asta este acest videoclip bonus. Pentru că, da, este un video bonus și, na, ar trebui să spunem și voi un mersi, să dați și voi acolo un like așa de bun simț. Bă, mie îmi place cum stă, gen, e chiar așa, aveam fața așa, cam goală, cam săracă, știți? Așa, cu ochelarii, parcă mai îmbunătățesc ceva, nu? Nu știu, na, ce pot să spun. E ca un... ca o haină, știi? Haina decât cu un model e plictisitoare, știi? Așa te plictisești de ea, da? Dacă mai adaugi un design, o ceva, un logo, un sticker, bă, e altceva, frate, e altceva. Na. Și, na, chiar stă... nu pot să spun că îmi stă bine. Mie îmi place, na. Bine, poate îmi stă și bine acum. Nu vreau să mă fac eu așa singur, să-mi fac eu complimente, așa, iau-te-l și pe ăsta. Bai că sunt în unde ăsta care caută destul de bun un seeker.
Stai așa că am mai văzut-o de aia de fund, mâncați aici gura ta. Da, între timp, stai așa că a intrat aici 100%. 100 la... Uite-l, mă! Uite-l! Uite-l! Ha! L-am prins, gadem. Bun, hai să mai căutăm un bloc de fân. Uite, aici. Aici trebuie să fie un bloc de fân. Nu? Aici. Nu, nici aici, what the fuck? Ok. Bun. Atunci, hai să o luăm pe dincolo. Deci, ce mai avem de căutat? Un bloc de obsidian! Oh my god, unde am putea găsi noi? Uite aici, ia spunem. No? Ok, bun. Nice. Da. Și da, și voi, bă, un like, bă, acolo, că am văzut că să regem destule like-uri în ultimul timp, adică, bă, na, nu e rău, chiar not bad, chiar e super ok și sunt foarte mulțumit, vă mulțumesc foarte mult că sunteți, sunteți aici pe canal, nu știu, adică că vă uitați la mine, practic, că îmi dați like-uri, că îmi dați vizionă, bine, vizionările nu mi le dați, pentru că vizionările, odată ce ai dat click pe clip, însă ai și pus vizionarea, n-ai cum să o retrați sau ceva de genul, da, vă mulțumesc foarte mult, practic. Am câștigat, fraților! Respect pentru sicări! Uhuu! Nice! Not bad! Bun, hai să mai băgăm unul, frate! Hai să mai băgăm unul, că e forță rău de tot, hide and seek, frate! Deci e forță rău de tot aici, la oaia mea! Oița lui Petruț, ați văzut și voi în episodul ăla cu fratele meu mai mic joacă Minecraft, duceți-vă și uitați-vă în caz că nu l-ați văzut! Și da, eu special mi-am ales modelul ăsta, pot să vă spun că era cel mai șmecher de acolo, adică, bine, ăsta e cel mai șmecher dintre toate modelele din lume, adică niciunul nu mi-a place mai mult, pentru că mie nu-mi plac clar, e așa mici, nu știu dacă știți, eu când când eram mic, mi s-au făcut niște ochelari tot așa pentru corecție, dar nu i-am purtat, frate, și pentru că nu i-am purtat când eram mic, e logică, acum trebuie să-i port, na, știi? Dacă nu i-am purtat când eram mic, acum trebuie să-i port. Ce să fac, n-am ce să fac. Dar nu mă supăr, adică chiar arăt șmecher cu ei și mă bucură că mai adaug și eu un accesoriu, cum ar veni, dacă mă înțelegeți. Și e chiar foarte badass, deci e genial. Bun, hai să ne ascundem aici ca un crafting table, fraților. Nice. Bun. Să hai să mă ascund peste asta. Aș putea să mă... Na, n-aș putea. Hai să căutăm un loc mai bun atunci. Nu mai interesează că vin aia. Nu știu, e destul lăguț pe aici, nu știu ce. Bine, am 60 frame-uri constant, dar nu știu de ce se mișcă ca și cum nu aș avea 60 de frame-uri, I don't know. N-ai ce prea evident. Bine, hai totul să încerc aici, dacă aia e, ce o fi, mă înțelegeți? Bun. Bine că prima rundă a fost sigur pentru că am mai vorbit. Oh my god, de ce nu pot să fiu solid, frate? A, nu se poate pune între alea, am înțeles. Până în acest caz... nu știu ce o să fac. Efectiv o să încep să mă plimb pe aici până găsesc un loc, zic și eu, dacă mă așa. Da, bun. Hai mă să mă duc aici, da. Hai să zicem că mă pun aici ca un crafting table, fraților. Da, e interesant. Bun. Și nu știu dacă se reflectă monitorul, dacă stau așa nu se reflectă. Nu știu, habar n-am. Și na, așa, fără ochelari, așa cu ochelari. Eu zic că e mai, mult mai bine. Mult mai bine cu ochelari, fraților. Și faza nașpa e că trebuie să îi șterg mereu când se murdăresc. Pentru că, na, te deranjează, îți dai seama. Na, cum ar fi să fac așa, mă lustruiesc, fraților. Da. Ce pot spune? E prima dată când port... bine, a doua oară când port ochelari. Dar prima dată când, să spunem că... na, atunci când am portat eram destul de mic. Și nici nu mai țin minte cum era, dar... bă, acum la început te ia așa puțin amețeala, nu te ia amețeala în propriul sens al cuvântului. Dacă n-ați purtat ochelari și după aia vă puneți, adică cine a purtat ochelari știe, frate, știe cum e la început când îți pui ochelarii. Pentru că îi port de 3-4 ore, nu știu, că având în vedere că am făcut... deci eu îi port de când am început de vreo 3-4 ore, așa, știi? Și, na, durează o zi, două până te obișnuiești, zic și eu, na, ar fi destul de logic. Că, doar că nu durează acum 5 ani, mă înțelegeți?
Deci da, nu știu, hai să strângem la acest episod 500 de like-uri, ar fi super genial. Bă, dar ce mă ascund, mă? Hai, mă, direct să ne batem cu sicării, frate. Ce facem noi aici, șefule? Păi ia, uite, mă, eu stau să mă ascund. Bă, eu nu mă ascund de nimeni, mâncava și gura voastră. Ia, ce vrei, mă? Am pierdut, dar nu contează, nu uitați să dați un like la acest episod, fraților, să vă abonați, să activați pe acel clop, să activați clopoțelul ăla, mă, că ne dă teror tuturor youtuberilor. Cred că o să trească să-mi iau și niște boxe ca să nu mai port căștile cu ochelari, pentru că e o combinație destul de ciudată, căști cu ochelari, uite. De exemplu, acum dacă nu au căștile jos și port decât ochelari, e puțin mai ok, mă înțelegeți? Deci o să trească să nu am niște boxe, nu știu, la 3 lei din piață cu banii de YouTube ar fi super ok. Deci nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să strângem 500 de like-uri, ar fi super, super genial sau chiar mai multe. Eu am fost Esent, pa, pa!